meritul meu și mi-l arog și așa, eu am introdus în Piatra Neamț, pentru că de la Ana Aslan am aflat de Ziua Internațională a Vârstnicului și eu o sărbătoresc de 16 ani. Ca să știți. Felicitări. Și este meritul meu, mă bucur că rămâne ceva în orașul ăsta. Programul este mai complex, adică așteptăm invitați și de la toți ne iubesc, și primăria, și Consiliul Județean, dar pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți veniți mai de mult, deși eu am spus o altă oră, asta este, și să fim totuși cât de cât relaxați. Anunț cu mult drag o parte, prima serie a invitaților, da, noștri, domnul, eu tot directorul îi spun, așa l-am prins, da, director al Direcției de Protecție Socială Handicapat și așa mai departe, consilier la Consiliul Județean de Neamț, care, pentru mine, domnul Hangaru, chiar este un mare sprijin în activitatea fundației, pentru că a cunoscut și dinainte, o cunoaște și acum, și de ce să vă spun, de câte ori am ceva, o problemă la dumnealui, este primul meu semnal, după care le rezolvăm. Și tot nu are rost să ne pierdem în vorbe, de 16 ani tot ne întâlnim, tot nu mă pot lăuda decât cu un sistem care s-a introdus în România, un sistem care merge. Nu știu și nu pot să spun dacă avem satisfacții sau insatisfacții, ca peste tot avem succese și insuccese, dar meritul acestei fundații este că a reușit să consolideze un sistem de îngrijiri la domiciliu, ceea ce este mare lucru pentru sistemul de sănătate și pentru confortul psihic al omului, îngrijiri la domiciliu. Noi am început cu asta și se perpetuează și acum. Că am reușit să consolidăm un centru care este atât de terapie cât și de diagnostic, haideți să le luăm pe toate și da, de recuperare neuromotorie, de test psihologic, de medicină geriatrică. Este mare lucru să, că avem geriatrie în Piatra Neamț. Că Moldova, sincer, sunt vreo 2-3 centre, dacă este să o luăm așa. Și meritul nostru este că avem aparatură, suntem dotați, poate nu atât, nu facem cât ar trebui să facem, dar trebuie să ținem cont și de o perioadă mai dificilă și mai delicată a societății și de lipsă de personal. Iar dumneavoastră care mă aveți aici în fața ochilor în fiecare zi, vedeți cum mă parte un trebolnav și cum întind niște copii din ăștia care sunt specialiști, da? Care foarte mult muncesc în regim de voluntariat, numai ca să nu fie nimeni refuzat. Domnul consilier județean Radu Tudorel, mulțumim foarte mult. Mai avem între noi reprezentație, cunoașteți pe domnul regizor Clăna Etima, așa, domnul AI Bibliotecii Județeane, domnul director Dâm, nu? Așa. Și mulțumim mult că ați venit. Cu plăcere. Și cam asta este. Puteți fi mândre că sunteți membri acestei fundații, pentru că nu sunt multe fundații, a rămas centru modern pe țară, datorită multitudinii de servicii pe care le acordă populației, în maniera în care este posibil. Haideți să uităm, să vedem 5 palete de activitate. Îngrijire la domiciliu, medicină, recuperare neuromotorie, clubul pensionarilor și să sperăm, sunteți aici, domnilor consilieri, ceea ce vrem noi să facem și cu ajutorul dumneavoastră îmi pun toată nădejdea. Eu nu sunt, haideți să ne înțelegem, eu nu sunt particular. Foarte multe persoane au înțeles că ce tot doctorița Hâncu vrea. Nu, eu nu sunt particular. Eu fac, nu mai spun, eu urât cuvântul, dar fac, nu pomeni, fac servicii în sprijinul oamenilor care n-au posibilități a acestui oraș. Și de asta vă cer sprijinul public acum. Vreau să începem activitatea acestui centru de memorie. Vă voi duce acum să vizitați. Am reușit prin puterile mele să-l dotez printr-un proiect, pentru că finanțările care au fost acum au fost numai pe investiții, pe ceea ce vreau eu, pe servicii. Și poate de asta foarte mulți vă mirați. De ce nu mai derulăm proiectele pe care am 10 proiecte derulate, în care îi tratam gratuit, pentru că îmi permiteau acele finanțări. N-au fost în perioada asta. Deci, pe dotări. Și n-am stat degeaba. Am dotat un centru care, o să-l vedeți, arată chiar ca la carte, dar care nu există, vă spun sincer, nu există în Moldova, pentru că de bolnavii cu demență Alzheimer, și asta este un mare of al meu, un hobby pe care eu vreau să-l rezolv în orașul ăsta, de bolnavii cu demență Alzheimer nu se ocupă nimeni în sistemul sanitar. De ce? Pentru că este caz cronic, nu-l primește nimeni decât maxim 3 zile în regim de urgență. Dar nu tot ce înseamnă tulburare de memorie, vă rog să rețineți și să transmiteți dumneavoastră unde știți și să ne susțineți. Nu tot ce înseamnă tulburare de memorie înseamnă demența Alzheimer.
Scopul nostru este să depistăm din timp aceste tulburări și ceea ce se poate face după 50 de ani. Și în acest scop am organizat, o să vedeți cât este de dotat centrul, exact așa cum trebuie, ca la carte. De ce? Cum e programul? Este personalizat, este, ce să spun, familia profesorilor Tudose din București, psihiatrii, tânjesc la așa ceva. Au spus că ei nu o să poată niciodată face, pentru că noi am început un program cu 3 ani în urmă. Al nostru, ne aparține. Nu mai am putere acum și tot aștept să am putere. 4 ore aducem bolnavul de acasă cu microbuzul nostru, îl ținem aici 4 ore. Ce facem cu el? Exerciții de, în primul rând, îl trecem puțin printr-un masaj, printr-o gimnastică, exerciții de memorie, meloterapie, o gustare, jumătate de oră, că o să vă explic de ce sunt acele fotoni rabatabile, jumătate de oră îi odihnim, da? După care iar facem niște exerciții și trimitem acasă după 4 ore. Beneficiul este dublu, nu vă imaginați aparținătorii, eu de asta am făcut centrul ăsta, pentru că mă lovesc de problemele lor, nu de bolnavul în sine. Bolnavul în sine se joacă cu păpușile, e bine, mersi, e sănătos, e hrănit, e grijit. Dar aparținătorul reprezintă a doua pătură care se îmbolnăvește, care cade fizic, nu mai spun psihic, care o 24 de ore din 24 trebuie să-și supravegheze soțul, soția, mama, tata și așa mai departe. Asta este demența Alzheimer, boală care nu ține cont de nivelul de trai, de pregătire, de civilizație. Ca să vă spun, e suficient ce vă spun acum, Suedia, care s-ar părea că are cel mai înalt grad de civilizație din Europa, are cel mai mare număr de demență, de bolnav cu demență Alzheimer. Și atunci ce să mai... Nu se știe cauza, că n-ar mai fi. E, asta vreau eu să facem și în Piatra Neamț. Pentru că avem o bază de date de 400 de pacienți. I-am rulat, am reușit să-i rulăm pe toți când am avut noi posibilități. Este o fericire pentru oamenii aia. Cu asta am vrut să marchez acest an, poate avem șansa să-l marchez într-adevăr cu centrul de memorie. O să vină și doamna doctor, psihiatri mai așa, care ne-au oferit serviciile de colaborare în această idee. Haideți să fim fericiți că ne știm deja, suntem împreună de câți? Cineva a spus de 12, de 14, da? Așa, împlinim astăzi al 16-lea an. Ca dovadă, uitați-le cum arată, este lotul meu cu Gerovital din Piatra Neamț. Sunt tonice, sunt frumoase, sunt tinere. Nu vă indic să le spuneți vârsta, că veți greși. A venit cu mare plăcere la dumneavoastră, dând curs invitației doamnei dr. Hâncu, această inimoasă doamnă, care, așa cum a spus dumneavoastră, iată, au trecut deja 16 ani, de când are aceste preocupări deosebite pentru oamenii aflați la ceea ce sărbătorim astăzi, de fapt, deci ziua persoanelor vârstnice. Dar, așa cum am văzut, dumneavoastră sunteți foarte, toate dintre noastre, foarte tineri, și am venit, am spus aici, să vă îmbrățișez, să vă sărut, să vă transmit cele mai alese gânduri din partea domnului Filip Sătăruță, președintele Consiliului Județean Neamț, și sunt convins, având în vedere pe această, așa cum a spus inimioasă doamnă, doamna dr. Hâncu, că veți reuși în continuare să faceți lucruri deosebite, așa, venind în întâmpinarea tuturor persoanelor care au nevoie și trebuie să se simtă ca într-un club deosebit aici, la Fundația de Grijiri Comunitare Piatra Neamț. Vă doresc multă sănătate, să vă bucurați de fericire și de tot ce credeți dumneavoastră că e mai bine, alături de cei dragi, de nepoții și așa mai departe. Nu numai că mă vedeți la televizor, de fiecare dată am susținut-o pe doamna dr. Hâncu ce am putut, de fiecare dată am susținut proiectele dumneai. Din păcate, ultimul proiect nu m-a anunțat că l-a depus, dacă nu mă înșel, și n-am reușit să îi fac propaganda cuvenită. Dar a fost o nedreptate. Da. Poftim? A fost o nedreptate, da? Da. Păi tocmai de-aia o puteam îndrepta. Dar ideea cu viitor, să profit. Sigur, sigur, sigur. Lucrurile se pot remedia. Totdeauna. Totdeauna se pot remedia și rolul nostru, a cei care suntem în Consiliul Județean, este să vă sprijinim ca să aveți o bătrânețe cât mai tânără, să vă simțiți cât mai bine
și să fiți alături de noi, cum și noi vrem să fim alături de dumneavoastră, să trăiți într-un mulți ani frumos și fericit. Acelora care doamna doctor ne-a întins o mână de ajutor, trebuie să spunem și noi ceva. În cromatica frunzilor de toamnă schimbătoare, când natura își dânsuie mantia sclipitoare, sărbătorim pe doamna directoare cu a noastră zi în plină sărbătoare. Dr. Elena Hâncu se numește și Fundația Crizantema păstorește. Pentru vârstnici este ca o mamă, ce pe copii acasă îi cheamă. Cu un elan vioi și tineresc, cei de vârsta noastră nu îmbătrânesc. Sfaturi bune ne tot spune, medicale cele mai bune. Leacuri de la Hipocrate studiate în facultate. Când pășește în sala de recuperare, dă binețe pe la fiecare. Cu vorbă blândă, caldă, spre vârstnici se apleacă și întreabă ce mai fac și cum se simt, dacă vreun nemulțumit. Consemnează în fișe și indică terapii de competență geriatrică. Un grup inimos de colaboratori, kinetoterapeuți, asistenți masori, dar și voluntari, studenți amatori, completează doamnei doctor un frumos decor. Tuturor vă mulțumim și împreună să sărbătorim ca o mulțumire vastă dăruim dragostea noastră ce din suflet se revarsă cu mult drag spre dumneavoastră. Doamnei doctor la mulți ani și acum și peste ani, sănătate, fericire, bucurii și numai bine. Domnul să vă ocrotească, peste tot să vă însoțească. Mulțumim.